Robi Dazlok și bine v-am regăsit la un nou episod bombă fenomenal de pe acest canal. Bun, fraților, după cum vedeți, Faction Punish se duce, mai avem numai 2 ore și scăpăm de Faction Punish, după care vom încerca să facem cele 10 ore jucate, să intrăm într-o facțiune. Nu știu, just intro, spuneți-mi voi în comentarii, ori pașnic, ori PD și poate vom intra într-o facțiune. În momentan chiar nu știu, n-aia pe ce. Bouă. O părere. Bun, haideți să vedem. Să-ți leacă. Că să uită dacă pe geam că e o problemă. Da. O decolat un avion pentru cei ce nu știu. Eu sunt foarte aproape de aeroport, deci nu mai avioane văd pe ce. E super fain. Mie chiar îmi plac avioanele. Bun, deci hai să nu mai vorbim despre avioane și să trecem la subiect. Pentru cei ce nu știu, de Bizon m-am lăsat acum 2 luni, 2 sau 3 luni. Ba nu, acum 2 luni. M-am lăsat de Bizon, deoarece am luat bani pentru tentativa afaceri legale. Recunosc că am făcut acest lucru, am mai spus lucrul acesta, dar trebuie să știți un lucru. Că eu respect acest server foarte mult și este serverul meu preferat de Samp, deoarece fondatorii se implică în acest server. După cum ați văzut, Bobo a făcut foarte multe meeting-uri. Face în așa fel încât să distreze atât jucătorii, dar se distreze și el. Nu orice persoană și-ar face vacanța cu niște persoane pe care le-au cunoscut în viața virtuală. Nu orice persoană ar face acest lucru. Și asta e ceva de apreciat la Bobo și la această comunitate, că ăștia nu se implică numai în game, ci și în viața reală. E foarte fain acest lucru. Bobo a luat niște șepci, dacă e bun floralul ăsta, de vreo 50 de euro, frate. Șepcile au costat vreo 50 de euro, alea cu Los Santos și nu știu, se implică foarte mult. Gândiți-vă, e foarte greu, fraților, să plătești atâta lume, că el plătește staff-ul, din câte știu. Dar, e foarte greu și el se distrează, asta e foarte fain. Unii fondatori își trag niște arfe de alea, dar cu Bobo, uite, poți discuta foarte ușor. El nu-i ca, nu știu... Îmi vine un exemplu și dacă mi-ar veni nu aș spune că nu vreau să-mi iau hate, că mă iau de altă comunitate. El este deschis și, nu știu, am prieteni care au vorbit cu el și știu asta. E foarte deschis băiatul și face caterincă foarte multă, ceea ce este de apreciat. Cât despre Bizon. Recunosc unele persoane din staff care n-au ce căuta. Ar fi unii helper care o luat din mod din greșeala lor. Deci, ăștia n-au ce căuta în staff, deoarece, uite, un helper a luat, acum, nu știu, ceva timp a luat demote cum mergea cu fly-ul. Un helper, nu vreau să-i dau nume, se știe el, a folosit fly-ul, el se credea admin, fraților, el se credea admin și folosea fly-ul. Mi se pare o prostie foarte mare, frate, îți trebuie să-ți asumi greșeala. Dacă greșești cu ceva, trebuie să-ți asumi greșeala pe care ai făcut-o. Nu trebuie să comentezi că, vai, că... Nu știam. Bă, frate, trebuie să știi, numai admini au voie să folosească hack-uri. Helperii n-au voie. Punct. Helperii se ocupă de răspuns la întrebări. Punct, fraților. Punct. Unii chiar n-ar fi căutat în staff și ar trebui să se facă mai altfel cu staff, adică să aleagă altfel. Ca așa, nu știu. M-ar fi acum cu interviurile mai bun, dar în fine. Asta e altă discuție. Update-urile de pe acest server sunt foarte rare, recunosc, asta sunt destul de rare, dar și când le fac, ies niște lucruri super faine și se merită să vă jucați pe acest server, deoarece update-urile sunt foarte bune. Ar fi misiuni, uitați, Get Gift Quest, ce s-a mai adăugat, v-am mai spus în episodul trecut. Ăștia chiar se implică, cum ar fi, uitați, pe comunitatea rivală. Da, vorbesc de comunitatea rivală. De ce? Pentru că pot. Se adaugă numai un quest și un gift box, din ce știu. Atât! Punct! Punct! Gata, nu se mai întâmplă nimic.
Aici s-a adăugat misiune, am ban la toți jucătorii. S-au făcut foarte multe lucruri. Nu știu, foarte fain. Foarte fain. Eu respect această comunitate și persoanele care joacă pe această comunitate. Cum ar fi pe serverul ăsta, sunt niște oameni minunați. Serverul ăsta, mi-am făcut foarte mulți prieteni, dar am și mulți dușmani pe serverul ăsta, să recunosc, am destul de mulți dușmani, dar mai mulți prieteni. Și nu știu, n-am foarte mulți prieteni pe serverul ăsta și n-aia m-am și reapucat, că nu pot să-i las pe unii. Cât despre hateri, haide să vorbim despre ei, că nu, chiar nu vreau să jur în acest episod. Haide să ne ducem să facem quest-ul, doamne, misiunea, Lunea Mirel. Bun, frate, încă un avion a decolat. Nu e nimic, că am bubuit, el în ce avion. Poate vă spun și o firma avionului. Compania aeriană, mai bine zis. Nu spune că am luat desync. Te rog, nu spune. Bă, frate, am luat desync. Ai de capul meu. Oi, nu. Am luat și desync, fraților. E clar, e claros, e claros, e claros. Desync. Bun, fraților, am revenit. Da. Am avut desync, din păcate, și a trebuit să dăm reload. Deci, unde eram? Vorbeam despre această comunitate super genială. Eu îi respect pe fondatori. Multă stimă și pace vă doresc. Se vede că vă implicați de la un timp. Chiar vă implicați. Ce se vă? Acum ceva timp nu vă implicați deloc. Asta trebuie să-i cunosc. Unii nu v-ați implicat deloc. Nu v-ați implicat. Dar acum văd că vă implicați și aici este foarte fain. Hai să facem între timp quest-ul, doamne, misiunea lui Nea Mirel. Vedem și noi cum e. Eu am făcut tot odată, dar vreau să vedeți și voi. Hai. Ah, doamne. N-am dormit noaptea asta, dar am eu un somn de mor. Chiar după acest direct, că mă duc să trag un puiuț mic de somn. Adică n-am dormit deoarece noaptea trecută au fost serialul Bahar, Viață, Frate. Da, voi la telenovele turcești, că mie-mi plac. Sunt foarte faine. Și da, a fost ultimul episod, pentru cei ce nu știu, Bahar, Viață, Frate, s-a terminat, s-au dus pe apa sâmbetei, pa-pa. Dar sunt zvonuri că se va face un nou sezon, deci... Dați o geană pe canal de din când în când. Poate revine serial, nu spuneți și voi. Îmi dați un SMS dacă revine sau nu. Uitați, tu. Eu cred să facem așa. Oh, nu. Așa. Ia să vedem la Nea Mirel ce se întâmplă. Domnul Nea Mirel. Uite-l. Ha? Ce? Cred că am dormit cam mult. Bine ai venit, am nevoie de tine. Trebuie să decorez ferma pentru zilele comunității. Am fost puțin cam ocupat și am uitat. Crezi că poți face asta pentru mine? O să te plătesc, promit. Da. Poți lua frumusețea asta de mașină doar să ai grijă de ea. Nu știu dacă ai mai condus vreun bolid așa ca Tampa, dar să știi că nu e ușor. Spor la treabă, eu trebuie să mai dorm puțin. Hai să lovim, papa. Hai să luăm Tampa. Oh my god, atât treaba luați. Păi bun. E bine. Vom avea ce face. Haide să plecăm la fermă. Printre timp, vreau să vă mai spun ceva despre această comunitate. Comunitatea asta de SAMP este printre cele mai noi comunități de SAMP. Dacă nu spun greșit, cred că este și cea mai nouă, cea mai veche comunitate. Adică am spus cele mai noi, băga mea și pula să-mi bag cum vorbesc.
Deci cea mai veche comentată de Sam din România, ceea ce este de apreciat. Este o comentată foarte veche. Oh my god, ce am făcut? Neamirat, mă bate dacă e... Oh my god, ce am făcut la mașină, frate? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bun, haideți să ne ducem. Deci acest comentat este foarte veche, 9 ani are. Cum vedeți, scrie și pe tab 9 years together. Abia aștept să se facă 20 de ani de comunitatea Bizon. Doamne, bă, fraților, foarte fain. Sau jumătate de secol, ar fi foarte fain să se facă. Și această comunitate va ține foarte mult de acum înainte. A început să crească, uitați, jucătorii, 400 și ceva de jucători, foarte fain. Acum, la ora asta, erau vreo 100 de jucători, deci au crescut cam cu vreo 300, dacă o duce matematica bine. Haide să mergem pe aici. Hai să stăm. Uhu! Și da, haideți să muncim. Hai că vom pune un timelapse. Start! Fraților, haideți să luăm ultimul balot și să-l punem în locul marcat cu roșu. Oh my god, m-am plictisit rău de tot. Haideți să îl punem, să vedem ce va ieși. Ia. Nouă. Oh.
Lol, ce super arată! Felicitări! Mulțumesc! Și uitați-vă și pe mine acolo cum zbor. Ai rajat toți baloții. N-am irat, felicit. Mai doar 5 minute și îmi... Așa, am înțeles. Mission passed, bun. Hai că am terminat și misiunea asta. Cam atât a fost cu acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, un comment pentru întrebări sau sugestii. Un subscribe. Dacă doriți să fiți acurat cu toate noutățile și pentru videoclipuri noi. Și share să vedeți prietenii voștri. Noi ne vom vedea data viitoare la un nou videoclip. La revedere.